A, lăsa-mi bag pula originală. Mi-am scos telefonul fix tot. M-a rupt lumea. A, mi-a pus mâna la pulă, miroase a pulă. Sunt o pulă. De ce? De ce m-a rupt lumea? Primeam telefoane la 2 noaptea, la 3 noaptea, la 4 noaptea, la 5, la orice oră. Deci nu contează ora. Numai proștii cred că ora fixă e ceva fix. Da, un fix. A, ceva. Nu. Mișto. 1. Erau telefoane nedorite și neeficiente. Primeam de la proști. Băi, nu trebuie să ne vostru la cultură. De ce mi-ai dat telefon? Păi hai să văd și eu, te. Am să ne întâlnim mâine să vedem ce facem. Că trebuie să facem ceva în beneficiu ambelor părți. Nu că, da, că eu m-am dus în excursie, așa ce pizdă sunt. Bine, fată. Tu ai câștigat aia de la aia, dar poți să câștigi de la mine altă chestie. Nu că... Ce te fă în pula mea? Lasă că blochez asta și ai pula. Păi... Bă, am învățat de la tine. Că voi blocați tot. Aha. Fără mișto. Eu de la nebun. Că eu înainte de dat libertatea totală la toți. Și de fapt unui om normal cu care m-aș înțelege, i-aș da libertatea totală. De ce? Păi dacă greșește, se poate remedia. Da la nebun. Asta e nasol. E deficiența psihoterapeuților. N-au ce să facă, trebuie să blocheze câteva chestii ca să-i pună pe traiect, pe un anumit drum pe nebuni. Și atunci și nebunii învață chestia asta. Da! Că și ăștia s-au prins. Mamă, ăștia ia de la noi. Da! Și după aia blochează și pe aia. Costul prieten! A, știți? Prieten! Știți de pe niște interese. Că? Bă, mamă, sunt sătul. Că? A, bă, fată. Că mă uit la astea cât de proaste sunt. Ce dracu te spârche așa? Păi! Păi tu ce pizze am avut eu la viața mea și ce pot să am? Dacă vreau pula mea și am cât de cât posibilități, mai că m-a fost blocat de voi. Tu ce piese am? Păi că pizda mea ai să te vedeți ce mișto e. Da. Pizda ta de proastă ce ești. Arată mai nasol lângă mine, că sunt un mișto. Deci tu ești borâtă. Bă, nu te afișa cu mine. Afișează-te cu borâți. Nu te afișa cu Alex. Cu borâți. Alex e mișto. Eu sunt mișto. Suntem doar câțiva mișto pe acolo. Nu te afișa cu aia proasta cu lui. Cu o femeie deșteaptă. Ce face o femeie deșteaptă proasta cu lui? Că dai tu medicamente și ți-au dat aia medicamente. Că ești proastă la cap. Nu că ești nebună. Că nu ești chiar atât de nebună. Dar ești proastă. Păi, se afișează cu femei mai modeste ca aia, că le văd. De ce? Ca să contrasteze fata. Să arate și ea mișto. Poate nu e cea mai mișto după planetă, dar în relație cu alea arată mișto. Unu, și alea au avantajele lor. De ce? Asta agață tipii care după aia le bombardez pe ele. Ce poate să iasă de aici? Bă, se pot căsători, se iasă o familie. Asta este peregrinarea prea în lume. Deci toată lumea câștigă, într-un fel sau altul. Nu că... Bă, dacă pierd eu, pierd și tu. A, uite, era un nebunul Puli care făcea teoria jocurilor. Chiar l-a dat exemplu cu gagici. Și ăla, de fapt, are dreptate. Ce s-a întâmplat la buliții Puli? Păi, când eu câștigam ceva, puțin sau mult contează, câștigau și ei. Ce s-a întâmplat? Nebunii Puli au vrut ei să demonstreze că îi câștigă pe... Da,
dar făceau eforturi multe. Foarte multe resurse. Deci fata mea, nu mai dat telefon pe telefonul fix, că nici nu mai ai cum să-mi dai, pentru că mă dă-le în pulă, l-am scos. E și descărcat, că era de la cu baterii, și mă doare în pulă, i-a scos și transformatorul. Că voi, și telefonul mobil, deci nebunicului, stați cu minți că urlați că vă dădeam mesaje, că nu vă dau niciun mesaj, că am doar 3-4 de-alea numere de telefon, telefonul meu. Familia mea, o gagică și un gagiu. Atâta. Păi și? Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe mine, dar uite ce mi-a zis ăsta. E mă, pula mea de boret. Tu te și făla, mă. Dacă ai nervul capului din cea, vorba lui Mișa Bale. Făla, mă. Nu că nu fac laba. Păi tu nu faci nimic, mă. E doar pensii, atât. Eu aș da pensii pe labe. Câte labe ai făcut în luna asta, atât ai pensii. Păi cum? Bă, măcar faci ceva. Lucru. Manual. Deci lucrezi ceva. La pula ta. Păi nu fac labe. A, nu faci nici asta? Nu e pensia. Pa.